Bună dimineața, bună seara, salutare, bine v-am regăsit. Bine v-am regăsit pe toți cei care aveți o mare interes în a cunoaște voia lui Dumnezeu și a descoperi adevărul care reiese din cuvântul lui Dumnezeu. Continuăm capitolul pe care l-am început și data trecută, capitolul 5, în care Domnul arată o grijă spirituală în adunare și niște corecteri care trebuie să aibă loc în adunare atunci când sunt încălcate unele lucruri în relație unul cu unul, lucrurile acestea sunt duhovnicești, sunt spirituale. Adunarea poporului lui Dumnezeu este alcătuită din diferite tipuri, categorii, tipuri de credincioși. În afară de preoți, bătrâni, capii de familie, în adunare mai sunt credincioși cu imaginea oilor și caprelor. Un alt gen de credincioși care umblă după lucrurile cerești, după lucrurile de sus și nu după cele pământești, sunt credincioșii care au imaginea porumbelului. Și ultima categorie de credincioși, la fel, care sunt într-un fel, într-o măsură oarecare, sunt și ei duhovnicești, sunt credincioși care caută cuvântul lui Dumnezeu, însă sunt abia la începutul de calea credinței lor. Cu ei, de fapt, astăzi începem studiul din capitolul 5 cu versetul 11. Iată ce poruncește Domnul Iehova mai departe. Dacă nu poate să aducă nici două turturele sau doi pui de porumbel, să aducă pentru păcatul lui ca dare și ca corban. A 10-a parte dintr-o iefă, ceea ce, apropo, e foarte important, fiindcă mai sus, niciodată în capitolul acesta, cuvântul corban sau jertfa aceasta de corban nu găsim și nu că nu se referă la ceilalți de sus. Pur și simplu, la acestea poate să-și facă impresia că ei, dacă aduc jertfa aceasta, nu este corban. Trebuie să fie și corban. A 10-a parte dintr-o iefă de floare făină și anume ca dar pentru păcat. Să nu pună un de lemn pe ea și să nu adauge nici tămâie, că este un dar pentru păcat. Dacă credinciosul, cum spune Domnul, nu poate să se aducă pe sine ca un porumbel, atunci, ca dar, să aducă ca jertfă corban. Corban pentru păcatul lui a 10-a parte din iefă, făină aleasă. Iefa este o unitate de măsură pentru grâu, orz și făină de diferite genuri. Iefa plină cu făină de grâu, evident, simbolizează adevărul duhovnicesc care este înțeles pe deplin. O iefă plină înseamnă adevărul desăvârșit, înțeles, descoperit și înțeles. Făina este adevărul duhovnicesc din cuvânt, fiindcă bobițele de grâu este cuvântul în sine, cuvintele din lege. A 10-a parte din iefă simbolizează o zecime din adevărul duhovnicesc descoperit, adică o parte numai. Cu alte cuvinte, credinciosul a descoperit o parte din adevărul legat de un domeniu oarecare în care el îl cercetează acum. Credinciosul care a păcătuit în felul despre care Domnul vorbește în versetele de mai sus în capitolul acesta, de la începutul capitolului, care nu poate să se aducă pe sine ca o jertfă în formă de porumbel, cel puțin în formă de porumbel, este și pentru el, într-un fel, o diminuare, în așa zis, în cerințele din partea Domnului pentru el ca să aducă jertfă pentru ispășirea păcatului. El trebuie să aducă ca corban pentru păcatul lui o zecime, adică 10% într-un fel din iefă făină pură. Aceasta înseamnă că acest credincios trebuie să vină înaintea Domnului și înaintea preotului, evident, cu adevărul pe care l-a descoperit personal, fiind motivat de alți frați, din cuvânt, nu contează cum, dar a descoperit personal, din cuvânt, a înțeles, adică fiindcă poți să-i vorbești din cuvânt, dar el să nu înțeleagă nimic. Dar el a înțeles personal, din cuvânt, adevărul legat de păcatul săvârșit. Adevărul pe care l-a descoperit, evident că este duhovnicesc, fiindcă și porunca este duhovnicească. Domnul nu primește jertfe firești. În felul acesta, preotul trebuie să vadă dacă acest credincios caută voia lui Dumnezeu din cuvânt sau nu, dacă el dorește să se supune voiei lui Dumnezeu din cuvânt sau nu. Și atunci când el a înțeles-o și el se supune, preotul trebuie să vadă lucrul acesta.
Preotul, de asemenea, trebuie să vadă dacă acest credincios a acceptat sau nu adevărul din cuvânt în legătură cu păcatul săvârșit. El trebuie să perceapă că credinciosul și-a înțeles vina și păcatul, dar nu și-a înțeles-o pur și simplu că l-a convins cineva prin cuvintele lui, dar a înțeles aceasta din cuvânt. Dacă credinciosul nu s-a smerit înaintea cuvântului lui Dumnezeu și nu a fost mustrat, așa cum vorbește și apostolul de adevăr, atunci el nu poate să aducă un dar corban, fiindcă altfel de jertfe Domnul nu primește. Darul corban este dar duhovnicesc. Domnul poruncește să nu pună ulei pe el și nici tămâie. Și, din nou, este important. Domnul instaurează adunarea. El instaurează grija reciprocă unul față de altul. Sunt diferite cazuri. Domnul de porunci pentru cazuri destul de frecvente în adunare, dar generale, în care după aceasta ele sunt într-un fel pe particele descoperite. Cum uleiul simbolizează lucrarea Duhului în om și tămâia simbolizează rugăciunea omului credinciosului legate de un domeniu oricare. Cu alte cuvinte, credinciosul, care nu trebuie să pune nici ulei, nici tămâie pe făină, înseamnă că el nu trebuie să afirme că adevărul pe care l-a descoperit în legătură cu păcatul lui este o lucrare a Duhului lui Dumnezeu care a avut în viața lui și că el l-a descoperit într-un fel ca rezultat la o căutare, adică la o rugăciune pe care l-a căutat din partea Domnului, fiindcă nu este aceasta. Acest adevăr credinciosul l-a descoperit ca rezultat la păcatul care l-a săvârșit și el a fost motivat, a fost impus într-un fel să cerceteze din cuvânt ce spune Domnul despre păcatul săvârșit. El a căutat într-un fel personal, din nou, fie că l-a ajutat cineva, fie că nu, dar el a înțeles din cuvânt personal adevărul despre păcatul săvârșit. Aceasta este imaginea, evident, dacă înțelegeți, este imaginea noilor credincioși. Ei încă nu au călăuza aceasta și rugăciunea lor, evident, mai ales atunci când se vârșește un păcat, rugăciunea este departe ca să fie ascultată. Ei încă nu zboară în ceruri după cum este porumbelul, însă caută voia lui Dumnezeu să o împlinească din cuvânt, nu pur și simplu cum ei percep. Ei nu au încă aceeași dedicare și nu au aceeași cunoștință ca și cei de mai sus, chiar vorbind chiar și de oi, capre sau porumbel, totuși ei caută cuvântul lui Dumnezeu și ascultă de el atunci când îl descoperă și îl înțeleg. Versetul 12. Să aducă făina aceasta la preot și preotul să ia din ea un pum plin de ca amintire, ceva plin, adică un pum. Și să o ardă pe altar ca jertfă lui Jehova, este o jertfă pentru păcat. Credinciosul să vină la preot cu adevărul pe care l-a descoperit, ca preotul să-l confirme înaintea Domnului, și preotul trebuie să-l îndrume, fiindcă elementele iar legate de arderea aceasta de tot, să-l îndrume în cuvânt care este mijlocitorul între om și Dumnezeu. Numai că fiți atenți, nu preotul este mijlocitorul între om și Dumnezeu, ci cuvântul lui Dumnezeu este mijlocitorul între om și Dumnezeu. Probabil că vă aduceți aminte ce spun apostolul despre cuvântul lui Dumnezeu sau despre Domnul Iisus ca cuvântul lui Dumnezeu. Ispășirea păcatului se face ca urmare la recunoaștere și descoperire a adevărului din cuvânt și ca urmare la mărturisirea păcatului înaintea Domnului și înaintea preotului, care trebuie să confirme dacă ai înțeles corect adevărul și să mai adauge o parte de învățătură care, din nou, această învățătură va juca rolul de mijlocitor între omul acesta și Dumnezeu, între credincios și Dumnezeu. Ispășirea păcatului fără mărturisire și fără întoarcere la adevăr nu este posibilă. Versetul 13. Și preotul să facă ispășire pentru el de păcatul cu care a păcătuit în vreuna din acestea și îi se va ierta. Și ce rămâne va fi a preotului, adică din făină aceasta, va fi a preotului ca dar de mâncare. Preotul face ispășirea păcatului credinciosului atunci când îi
descoper, îi arată adevărul în legătură cu păcatul săvârșit și atunci când îl învață în cuvânt, când îi pune picioarele pe temele adevărului. Din adevărul cu care vine credinciosul la preot, preotul trebuie să înțeleagă starea spirituală a credinciosului și să înțeleagă ce trebuie să îl mai învețe. Fiindcă nu poți să-i, la cel care la început de cale, nu poți să-i aduci tainele împărăției lui Dumnezeu, fiindcă el trebuie să fie încă instaurat cu picioarele pe învățătura tare. Domnul poruncește că făina care mai rămâne să fie a preotul. Cu alte cuvinte, ca și în alte cazuri, cu jertfele de făină, credinciosul nu poate să folosească adevărul descoperit și să creeze într-un fel în învățătura lui așa minoră, care să dea învățătură altora. Acest rol îi va rămânea întotdeauna preotului. Versetele 14 și 15. Și Iehova a vorbit lui Moise zicând, dacă un suflet, într-un fel, cu aceasta este încheiată porunca față de aceștia care nu pot să aducă niciun porumbel, măcar să aducă făină. Următoarele două porunci se asum cu referire la alte categorii de credincioși din adunare. Dar, din nou, este în legătură cu alt frați. Din nou, este o instaurare care ne dă Domnul ca să purtăm grijă unul față de altul și atunci când sunt procedat incorrect față de unele lucruri din adunare. Hai să vedem ce spune Domnul în următoarea poruncă. Dacă un suflet va face vreo încălcare și va păcătui din nebăgare de seamă în lucrurile sfinte ale lui Iehova, atunci să aducă lui Iehova jertfa lui pentru vină, un berbece fără cusur din turmă, după prețuirea ta în sicli de argint, după siclul sfânt, ca jertfă pentru vină. Este mai complicat să înțelegi, fiindcă parcă un berbec, ce totuși se aducă în sicle. Și ca traducere, dar chiar și ca descriere, este parcă un pic mai dificil să înțelegem despre ce este vorba. În porunca aceasta, Domnul vorbește despre mai mari în adunare, despre capii și bătrânii adunării. O confirmare la aceasta, citiți Ezra, capitolul 10, în mod specific, versetul 19. Lucrurile sfinte, trebuie să începem, această persoană, da, acest bătrân, acest mai mare în adunare, a păcătuit împotriva a unui lucru sfânt care aparține Domnului. Care sunt ele? Lucrurile sfinte închinate Domnului Iehova sunt adevărurile credincioșilor care a fost descoperit din cuvânt. Este adevărul. Nu este nimic mai sfânt decât cuvântul lui Dumnezeu, cu alte cuvinte. Domnul a dat aceste lucruri sfinte preoților, leviților. Adică atunci când credincioșii descoperă un adevăr, trebuie să vină la preoți. De ce e important să înțelegem aceasta? Credincioșii trebuie să închine Domnului adevărul descoperit din cuvânt și să îl aducă preoților. Dar mai mari poporului și bătrânii se află practic mereu printre popor, nu preoți. Ei sunt probabil că de multe ori mai cu vază chiar decât preoții, fiindcă întotdeauna se află în preajma adunării și se află și sunt cu autoritate printre popor. Credinciosul de rând care descoperă, adică o oiță, un porumbel, este așa, cel care aduce făină, care descoperă un adevăr, el va mărturisi slujitorului acestuia, care este mai mare pentru ei. Acest slujitor nu este preot. El nu trebuie să folosească acest adevăr sfânt sau aceste adevăruri sfinte ca să dea învățături altora. Atunci când el face aceasta, se arată necredincios față de lucrurile dedicate Domnului, care este sfânt, și astfel se face vinovat. Porunca este pentru acei slujitori care din neatenție procedează în felul care l-am deschis numai ce. Acel care conștient procedează astfel cu adevărul lui Dumnezeu, adică cu lucrurile sfinte al lui Dumnezeu, într-o perioadă oarecare va fi nimicit din poporul lui Dumnezeu. Acum, când cineva din mai mare adunări, din neatenție, s-a folosit de adevărul altui credincios și pe baza lui
a învățat pe alții, într-un fel a creat ceva din învățătura aceasta, din adevărul acesta, trebuie să-și mărturisească păcatul înaintea Domnului și înaintea preotului. Din nou, mărturisirea în cazul acesta, într-un fel, se face într-o măsură de argint după siclul sfânt. Din nou, siclul sfânt. Nu prea am discutat despre siclul de argint mai înainte. Siclul sfânt, din nou, totul sunt termeni din templu. Siclul sfânt de argint este un simbol al cuvântului lui Dumnezeu, dar adevărului lui Dumnezeu interpretat de preot, interpretat și rugumat pentru popor. Este o învățătură ca interpretare a unui adevăr. El trebuie, slujitorii au rolul ca să interpreteze adevărul în așa fel ca oamenii de rând să-l poată să-l practice un fel, să-l înțeleagă. Nu se adauge la adevăr. Fratele care s-a folosit de adevărul sfânt și a învățat pe alții trebuie să recunoască că Domnul Iehova a încredințat acest rol preoților și trebuie să renunțe la rolul lor de învățător, adică să nu-și asume lor rolul acesta luând adevărul să creeze ceva ca învățătură. El, acest mai mare, are rolul să conducă poporul după învățătura pe care o primește de la preot. De aceasta deja cunoaștem. Versetul 16, Domnul zice, poruncește, pentru lucrul sfânt împotriva căruia a păcătuit, se va achita, în ebraic, un cuvânt mai greu să-l traduci, se va achita, de fapt în ebraic înseamnă a se face în pace. Adică să devii în pace cu cazul acesta. Să mai adauge a cincea parte și să o dea preotului. Și preotul va face ispășire pentru el cu berbecile, jertfe pentru vină și îi se va ierta. Înțelegeți că e destul de, parcă sofisticat sună atunci, totuși în sicle de argint se face ispășirea sau cu berbecul. El sunt nedezlipite, ele merg împreună. Cu alte cuvinte, acest frate trebuie să accepte că a greșit și să fie într-o stare de pace în privința acestui păcat, adică să înțeleagă până la urmă și să se eliberează, să nu fie împotrivitor la acest adevăr și să mai adauge a cincea parte. Adică să aducă confirmări suplimentare din cuvânt, totul legat de cuvânt, care va confirma că el a înțeles vina pe baza adevărului. Este foarte important aceasta, că nu pur și simplu din neștiință sau din convingere sau ca să nu facă o ceartă, el a fost de acord, dar el trebuie să cadă de acord și să înțeleagă și să schimbe felul de gândire și acțiunile lui pe baza adevărului care l-a descoperit. Dar preotul trebuie să vadă că el a înțeles din adevăr, nu fiindcă el nu vrea să se certe cu preotul. Preotul trebuie să facă ispășire pentru el, adică trebuie să-l asigure în adevăr după cuvânt. Deja cunoaștem, mai înainte am vorbit despre lucrurile acestea. Și ultimele trei versete din acest capitol, care din nou continuă parcă despre aceiași persoane, totuși este un pic diferit. Când va păcătui un suflet, făcând fără să știe împotriva uneia din poruncile lui Jehova lucruri care nu trebuie făcute și se va face vinovat, purtându-și astfel vina, să aducă preotul ca jertfă pentru vină un berbec, și aici nu este corban, chiar dacă trebuie să fie forma duhovnicească. Un berbec, din nou este berbec, fără cusur, luat din turmă după prețuirea ta. Și preot, din nou, după prețuirea ta. Și preotul să facă pentru el ispășirea greșelii pe care a făcut-o fără să știe și el îi se va ierta. Aceasta este o jertfă pentru vină. Omul acesta sau el se făcuse vinovat față de Jehova. Porunca Domnului este pentru aceeași categorie de credincioși din adunare. Este pentru fruntași din adunare, este pentru mai mari din adunare și pentru bătrânii din adunare. Fruntașii și bătrânii, din nou, cel mai mult au de a face cu nevoile credincioșilor zilnice din adunare. Ei trebuie, în primul rând, într-un fel, ei au responsabilitatea să răspundă, deja cunoașteți din istoria lui Moise, să răspundă la întrebările spirituale a credincioșilor. Toate problemele în adunare trebuie să fie rezolvate după înțelepciunea legii lui Dumnezeu, după adevărul legii lui Dumnezeu.
mai mari din adunare nu cunosc atât de bine legea. Ei trebuie să conducă după porunca legii pe oameni, însă în cazul în care nu cunosc ce spune legea, ei trebuie să apeleze la preoți. Se poate întâmpla că cineva din acest slujitor poate presupune că știe ce spune legea și să dea un răspuns contrar adevărului legii. În cazul acesta, el se face vinovat. Vedeți, cazurile sunt diferite. Se face vinovat și trebuie să vină la preot ca să îi se ispășească păcatul. Dacă în primul caz el s-a folosit de un adevăr descoperit de credincios, aici el deja dă un sfat pe baza așa zise presupuse de a lui adevărul pe baza unor porunci ale Domnului. De ce? În cazul acesta, din nou, este același berbec. Ei sunt mai mari în adunare care conduc adunarea. Preotul trebuie să-i determine, și aici ați văzut că nu se specifică aceleași detalii, dar preotul să-i determine vina. Preotul trebuie să-i determine măsura vinii și să-l învețe în tot adevărul în privința poruncii împotriva căreia a păcătuit. Astfel, preotul va face ispășire păcatului și va fi iertat de Dumnezeu. El a săvârșit o nelegiuire împotriva lui Iehova. Dacă fruntașul în adunare nu dorește să se implice în astfel de proces, păcatul va rămâne lipit de el și probabil că vă imaginați în ce va merge el mai departe. Și mai devreme sau mai târziu, el neapărat va fi nimicit din poporul lui Dumnezeu și nu că Dumnezeu caută lucrul acesta, dar el singur se va nimici din numărul poporului Dumnezeu. De aceea, cu aceasta încheiem. Probabil că observați și voi, poruncile Domnului Iehova sunt atât de înțelepte că pur și simplu nu poți să rămâi indiferent față de ele dacă începi să le percepi și să le înțelegi. Nu întotdeauna este atât de ușor să le descoperi adevărul spiritual. Și chiar și cu poruncile acestea trebuie să medităm și să ai răbdare într-un fel ca Domnul să-ți arate. Totuși, noi toți am călcat în picioare înțelepciunea pur și simplu nedescrisă a lui Dumnezeu și ca urmare singur ne-am lipsit de viață. Aceasta va fi o lecție pentru vecii vecilor și după întoarcerea fiilor, care din nou așteptăm foarte curând, sperăm că să nu se întinde prea mult și aceasta, tot adevărul legii va fi instaurat în toate adunările, poate că vor fi și excepții, unde nu va fi instaurat de la început adevărul lui Dumnezeu. De aceea să ne călăuzească Domnul și mai departe în tot adevărul lui, ca să nu vorbim de la noi, dar să vorbim adevărul care El a lăsat în poruncile lui. Fiți binecuvântați și ne revedem!